Dragi prieteni, vreau să vă invit alături de Doru Bem la început într-o călătorie virtuală către regăsirea sinelui. E limpede pentru fiecare dintre noi că acești aproape 2 ani de pandemie, dincolo de efectele medicale evidente, au lucrat adânc și la tulburarea și dezechilibrarea noastră lăuntrică. Distanțarea socială, toată anxietatea legată de ceea ce urmează să ni se întâmple cu această pandemie, au lucrat destul de adânc în conștiințele fiecăruia dintre noi și cred, în speranța unei posibile relaxări în această vară, că e nevoie să ne oprim cumva din goana asta teribilă către niciunde, în care pare că am pornit cu toții ca umanitate. Și mă bucur că Doru Bem este alături de mine. Noi am început acum 11 ani, Doru, la Vama Veche, un circuit de tabere spirituale, le-am numit noi, definindu-le de fapt mai degrabă ca pe o cale de autocunoaștere, de apropiere argumentată de sinele nostru profund, o reapropiere de natură, o reapropiere de Dumnezeu și mai degrabă, și cred că mai important decât toate, o înțelegere mai temeinică a unor concepte generale ale marilor religii ale lumii, dar cu particularitățile atât de minunate și frumoase noastre ortodoxii, care dincolo de dogmatismul care mai degrabă separă oamenii, e o cale atât de dulce, o cale a inimii atât de simplă și de frumoasă de a ne reîmprieteni, de a ne reîndrăgosti de lumea spirituală pe care am părăsit-o încă de la începutul de umanității. Mi se pare că nimic nu e întâmplător în lumea asta și ceea ce am realizat noi până la debutul acestei pandemii împreună cu cursanții noștri în tabere pe care le-am făcut, parcă a fost ca o pregătire a unui drum foarte complicat, a unei căi foarte înguste de regăsirea sinelui. Nu ți se pare că această pandemie de COVID, să începem de aici, a accentuat, dincolo de toate celelalte aspecte, cel mai mult propriul nostru abis lăuntric și a scos din lăuntrul nostru, din cutia asta ermetică, cu toți demonii inconștientului nostru, mai degrabă partea noastră, umbra noastră întunecată decât cea de lumină? Da, are două valențe, adică e clar că e și o valență bună și o valență mai puțin bună, o valență mai întunecată, mai rea, mai sensibilă. Da, mai sensibilă. Da, da. E o țâvnă, e o energie foarte agresivă. Eu o resimt pe propria piele. Nu mai am aura aia de liniște pe care o aveam înainte de pandemie. Mi-am pierdut-o și eu, deși sunt destul de atent. Da, că... dar eu cred că lucrul ăsta oricum exista așa ca un cărbune încins pe dinăuntru fiecăruia. Vezi că în statistici există foarte multe divorțuri de când a început pandemia, tocmai pentru că oamenii au petrecut din ce în ce mai mult timp împreună. Asta ridică totuși un semn de întrebare, pentru că înseamnă că noi oricum eram departe unii de alții. Dacă cu atât mai mult pandemia asta îți oferă, adică pe lângă toate lucrurile din punct de vedere economic, financiar, uman și așa mai departe, pe lângă toate astea, vedem că umanitatea noastră totuși este pusă în niște ghilimele. Da, eu de aici aș pleca. Eu cred că această pandemie de fapt este un revelator al propriei noastre dezordini din lăuntrice. Este clar că e un revelator, pentru că este o perioadă în care omul a avut mult, enorm mai mult timp decât a avut până în momentul pandemiei de a sta cu sine, de a sta cu ceilalți, de a sta mult mai intim legați unul cu celălalt, de a crește într-un sens ceea ce putem numi comuniune. Da, și toate astea într-o stare de disconfort, nu de confort, că aici e foarte important. Toate astea e adevărat într-o stare de disconfort, dar aici, în momentul în care totuși ai timp, poți petrece timpul cu tine însuți, cu familia, cu cei din jurul tău, este și un timp pe care îl poți dedica lui Dumnezeu, pe care îl poți dedica legăturii, relației cu Dumnezeu. Adică, cu alte cuvinte, este un timp benefic, un timp deschis rugăciunii.
Un părinte spunea foarte frumos, nu mai puteți să mergeți în biserici, când a fost la începutul pandemiei problema cu mersul la biserică, atunci încercați să vă construiți, să vă zidiți o biserică acolo, înăuntru casei voastre, înăuntru inimii voastre, înăuntru vostru. Deci e un timp cu atât mai bun de a te regăsi, de a lucra cu tine însuți. Pentru că, de fapt, noi avem impresia de cele mai multe ori că, bun, avem puțin timp, avem un program de rugăciune standardizat în care lucrurile se fac așa, într-un sens tradițional, doar în sine, că se fac. Ele nu mai au o profunzime, nu mai au adâncime. Și atunci văd că stau singur într-o pandemie sau alături de ceilalți și, de fapt, nici măcar rugăciunea aceea nu-mi priește, pentru că lucrurile nu sunt hrănite esențial lăuntric. Lucrurile sunt luate foarte formal. Noi ne-am obișnuit să trăim foarte mult într-o formă. Tot ceea ce media prezintă, toată viața noastră, de dimineață până seara, mai degrabă este un ambalaj decât o esență. Da, adică e mai degrabă o viață de vitrină. Da, e o viață de vitrină, da. Foarte bine zis. Inclusiv viața pe Facebook, pe Instagram, lucrurile astea deja s-au și discutat foarte mult până acum. Se afișează o viață extraordinară, frumoasă, glamour, așa, dar de fapt în spate vedem că rata de depresie crește extraordinar de mult. Aici mă întorc la sensul. Numai puțin. Și e o perioadă care scoate în evidență tocmai această problemă de raportare a mea la mine însumi. Eu aici aș vrea să ne întoarcem la sensul taberelor noastre. Noi am denumit așa conceptul lucrărilor noastre în căutarea sensului pierdut. Mie mi se pare că tocmai dacă găsim un aspect care ține de spiritualitatea acestei pandemii, mie tocmai aici mi se pare că în momentul în care am observat că tot fundamentul vitrinii, tot fundamentul lumii noastre exterioare, tot acest șir de mici sau mai mari ipocrizii care construiesc glamourul acestei lumi de suprafață, în care noi am stat foarte confortabil până la această pandemie, dintr-o dată ne-am simțit obligați să facem un drum, să parcurgem fiecare dintre noi, în funcție de posibilitățile și pregătirea noastră lăuntrică, un drum către noi înșine, către sinele profund. Și din păcate, că tu vorbeai de sinucideri și de divorțuri și de toate aspectele astea psihologice care mai degrabă arată haos decât ordine în umanitate, s-au născut din lipsa de sens. Pentru că în momentul în care noi am pierdut contactul cu lumea, cu duhul lumii pe care îl alimentam și el ne alimenta pe noi în starea de confort, noi ne-am trezit cumva ca într-un soi de pușcărie lăuntrică, ca într-un soi de autoizolare care nu ține doar de componenta noastră fiziologică, ci mai degrabă de componenta sufletească. Și atunci când ne-a forțat ceva din exteriorul nostru să ne întoarcem către înăuntru, atâta timp cât n-am găsit un sens acolo, n-am găsit un fundament acolo, nu l-am găsit pe Hristos acolo, în inimile noastre, atunci a apărut pentru un an jumate, poate chiar pentru doi, că lumea, așa cum o știm noi, sfârșindu-se, nu mai are sens. De aici și despărțirile, de aici și sinuciderile, de aici și tot spectrul ăsta de patologii demente pe care le traversăm cu toții. Și din această perspectivă, o reîntoarcere, dar o reîntoarcere nu comercială, nu ipocrită, o reîntoarcere sinceră și asumată a fiecăruia dintre noi pe cale, pe o cale a inimii, pe o cale a descoperirii sensului existențial până la urmă. Pentru că această pandemie ce ne arată? Ne naștem, trăim fără să controlăm nimic și dintr-o dată toată construcția noastră se poate nărui din afară. Că e un virus, că e un taifun, un cutremur sau ceva. Toată umanitatea astăzi se confruntă cu lipsa ei de sens. Și dacă sensul nu poate fi găsit în afara noastră, pentru că sunt imperii care s-au construit, au fost superbe, s-au năruit. Și nici în interiorul lumii nu poate fi găsit, nu în duhul lumii. În duhul lumii fiind un duh trecător, născându-se, crescând, îmbătrânind și murind, în esență n-are sens. Pentru că ce sens are, nu? Sunt foarte mulți părinți care își încep construcția lor duhovnicească pornind de la o întrebare. Ce sens are să ne trudim? Părintele Paisia Ghioritu spune, ce sens are să ne trudim, să ne muncim, să suferim, să construim, dacă peste toate, în timp, se așează pământul și praful?
Și atunci noi de ce să mai reconstruim ceva dacă oricum se dărâmă? Noi de ce să mai muncim pentru a ține pacea pe pământ dacă războiul este o constantă a umanității? Și atunci tot acest șir de întrebări până la urmă ne împinge vrând nevrând către căutarea adevărului profund. Adică către căutarea lui Dumnezeu, cred. Da, păi asta pentru că omul din cum a fost creat de Dumnezeu a fost creat să-L dorească pe Dumnezeu, să-L poftească pe Dumnezeu, să-L gândească pe Dumnezeu, să-și trăiască viața în Dumnezeu și în jurul lui Dumnezeu și în Dumnezeu. Atunci, în momentul în care omul de fapt își fabrică, noi toți de fapt avem tendința de a ne fabrica fel și fel de forme, de a umple asta fel și fel de... Asta e idolatria modernă, asta înseamnă idolatrie, să-ți fabrici în afara ta un sens căreia să-i dai o mai mare putere decât găsești tu în inima ta. Da, e o idolatrie modernă, ai zis foarte bine, care nu alimentează nimic până la urmă. Alimentează, la fel cum alcoolul îți satisface o poftă de moment sau un drog satisface o poftă de moment și care de fapt nu hrănește nimic lăuntric, ci din potrivă creează un gol și mai mare, o prăpastie. Cu asta ne confruntăm acum și ne vom, cum umanitatea se va confrunta tot timpul cu astfel de evenimente și cu astfel de situații, pentru că ceea ce îi trebuie sufletului nu se găsește în lumea exterioară. De asta avem nevoie, bineînțeles că și viața, lumea, viața pe pământ are și ea rostul ei. Asta nu înseamnă că trebuie să intrăm sau să avem o concepție negativistă, nihilistă, în care să nu mai vedem niciun rost al lumii, pentru că lumea are un rost extraordinar al ei. Toată creația, toată zidirea lui Dumnezeu este dată tot pentru a mă cunoaște și pe mine, pe de o parte, dar mai ales pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu, pentru a intra într-o relație, într-o legătură cu divinitatea. Deci lumea, creația, întreaga creație, prin toate fenomenele ei, prin toate formele ei și prin toate esențele ei, toate de fapt au un sens de a mă umple, de a mă revela, de a mă ridica prin cunoaștere la Dumnezeu. Nu de a rămâne în cunoașterea propriu-zisă, ci de a mă ridica prin cunoaștere deasupra lor. E asta se întâmplă puțin acum cu această pandemie. Pe de o parte sunt unii care au găsit un rost în pandemia asta de a-și petrece mai mult timp cu cei din jur, de a petrece mai mult timp cu sinele, cu cei din jur mă refer la familie, că nu prea ai unde să petreci mai mult, mult timp cu aproapele. Deși am stat mult timp înainte de pandemie cu aproapele, am fost departe de el. Absolut, despre asta vorbesc. Dar și acum avem ocazia să vedem că până și aproapele, când suntem foarte aproape de aproapele nostru, el este de fapt foarte departe, pentru că noi ne depărtăm foarte tare de noi înșine. Și atunci, pentru că am făcut un cult al unei vieți goale, pentru că este un cult ca un golem. Este ca un cult al unei forme lipsite de sens și de... Da, uite, vine o metaforă. Acum e ca și cum ne-am fi construit una dintre cele mai minunate case, aproape un palazzo, în cel mai minunat loc de pe acest pământ, cu 20-30 de camere, cu candelabre de cristal și cu un personal care ne deservește extraordinar de mult. Asta e lumea modernă. Dar care este de nelocuit. Da. Noi am preferat să ieșim din boșdeuca noastră, din coliba noastră, din acel acoperiș formal de niște frunze și de niște lemne îmbinate, chiar și fără cuie acolo, unde eram cu toți împreună într-o familie, într-un trib, într-o gintă, și în momentul în care am devenit populație, am devenit națiune, am devenit state, noi ne-am construit foarte multe cetăți frumoase, dar de nelocuit în ele. Pentru că noi, în momentul în care locuim, chiar și termenul de a locui arată un izvor al unui sens. Noi ne căsătorim ca să avem sens. Noi ne împrietenim ca să avem sens. Noi avem un job, un serviciu care are sens. Da, sensul ăsta a început să dispare în umanitate. Ei, pandemia asta de fapt ne-a arătat că totul e atât de volatil și că toată construcția pe care o facem din cărămidă, din mortar și din orice altceva extern propriei noastre ființe, poate să fie superbă, dar durează o fracțiune de secundă, durează o clipă. Și atunci, cred că mai mult decât în anii de dinaintea taberei de anul acesta, parcă anul acesta cumva își găsește în ceea ce construim noi la Vama Veche și în Delta Dunării și iarna undeva la munte,
să capete până la urmă, dincolo de îmbinarea asta timpului liber cu dezvoltarea personală, cu anumită cunoaștere, cu anumită practică, cu anumite texte de o importanță covârșitoare în spiritualitatea lumii, mai e ceva. Este căutarea sau regăsirea mai degrabă a acelei locuințe în care, dacă suntem singuri, adică fără Dumnezeu, indiferent dacă e mică sau mare locuința, tot e pustie, tot se aude un ecou acolo nefiresc. Și atunci, hai să începem cumva să definim ceea ce ar putea găsi cineva care se simte astăzi ușor deconcentrat, ușor smuls de rădăcinile propriului confort, ușor îndepărtat de aproapele, într-o relație poate rece, formală cu Dumnezeu. Prin ce metodă vom reuși sau vom încerca împreună cu cei care vor veni alături de noi să redescoperim cărarea asta foarte îngustă, dar care este atât de minunată, care te duce în centrul propriei tale inimi și din centrul propriei tale inimi abia de acolo să începi să strigi cu dor, cu jind, cu drag pe Dumnezeu. Păi, cum am făcut și toți anii până acum, nu? E o tabără care pentru mine e bucurie. Hai să răspundem întâi la întrebarea de ce Vama Veche, pentru că poate mulți dintre cei care ne privesc acum ar putea să creadă despre Vama Veche că este un loc extraordinar, dar destinat cu totul și cu totul altor plăceri, mai degrabă de natură bahico-șamanică, decât de găsirea unui fundament de construcție spirituală. Vama, de când o știu, era cu totul și cu totul altceva, e adevărat, față de ceea ce este acum, dar perioadele taberelor noastre și Vama rămâne în continuare un loc foarte, foarte fain și locul meu preferat de pe litoralul românesc, alături de Sfântul Gheorghe, pe care l-am descoperit, mai bine zis, acum câțiva ani de zile. Dar taberele noastre sunt exact în perioada săptămânii, în timpul săptămânii de duminică până vineri, în Vama Veche. Și atunci e un moment când Vama e liniștită, nu avem parte de haosul care se creează în timpul weekendului. Putem auzi deopotrivă valurile mării și o muzică, și nu mai mult muzica decât valurile mării. Putem să stăm relaxați pe malul mării și să discutăm așa, ca și acum 1000 de ani, e același nisip și aceeași mare, și să petrecem timpul ăsta în natură și într-un cadru. Fiind totuși un sat turistic mai degrabă decât o stațiune, contactul ăla cu talpa goală pe colb, mersul la răsărit de dimineață pe o plajă pustie sau unde sunt câteva corturi cu niște oameni foarte simpatici, creează o energie de putere. Vama Veche este un loc de putere și nu este un loc de putere datorită oamenilor sau datorită absenței oamenilor de acolo, ci pur și simplu așa sunt pe pământ locuri unde puterea de exprimare a naturii, a mării, a cerului, care are altă cromatică decât în orice alt loc de la Marea Veche, nu o să găsiți niciodată nuanțele atât de diferite, de la roz pal până la violet intens și de la roșu incandescent până la portocaliu cald ale unui răsărit de soare, în altă parte decât de la Vama Veche, și este un lucru pe care îl putem observa cu ochiul liber. Nu ni s-a părut că energia de acolo, căldura acelui loc, care este o căldură simplă și naturală, are un aport de cel puțin 60%, 70% de beneficitate pentru cel care este acolo, chiar dacă nu face nimic pentru a-și fora un pic sinele interior. Pur și simplu stând în liniște, stând în tăcere și ne ducându-te pe litoral, ci mergând la tine acasă la mare, trezește în gena noastră o amintire a apei care îți dă viață, a simplității locului care îți oferă poezie. Și dacă peste toate astea adăugăm ca niște ingrediente niște mici elemente de cunoaștere care vin din medicina tradițională chineză, vin din spiritualitatea orientală,
vin din spiritualitatea orientală creștin-ortodoxă, din zona sfântă a Țării Sfinte, din zona locurilor unde Mântuitorul nostru a început marele plan de mântuire a întregii umanități. E o regăsire a unui spațiu care și exterior și interior se aseamănă foarte mult, pentru că omul, dincolo de măștile pe care și le pune, el rămâne un copil. Orice civilizație, dincolo de construcțiile și de zidurile și de megaloposurile pe care le face, ea rămâne până la urmă o căsuță. Că e o căsuță mai mare sau mai mică, așa este și omul. Carcasa omului e căsuța omului. Și atunci noi am găsit acest loc la Vama Veche, unde civilizația, dar nu în sensul frumos al cuvântului, civilizația asta consumeristă, materialistă, încă nu și-a pus amprenta foarte tare, ne ajută pe noi toți să ne regăsim repede, chiar din prima seară, poate chiar din prima zi, într-o altă stare de energie, într-o altă stare de dispoziție de a vedea lucrurile și de a le înțelege. Eu, de când am fost în Vamă, cred că din 1996, când am fost prima dată în Vama Veche, Vama mi s-a părut un spațiu și rămâne în continuare atâta timp cât Vama este liniștită și cât nu o strică multe aspecte de acolo, care se întâmplă foarte mult în timpul weekendului. Vama rămâne un spațiu al prieteniei. Asta e o treabă foarte faină acolo, pe care nu o regăsești spontană, dar nu regăsești, cu nimic. Nu regăsești în altă parte pe litoral. Și în perioada în care mergeam eu în acei ani de început, în 1996 și după aceea, unde nu erau multe construcții, Vama era destul de pustie, erau foarte mulți oameni faini cu care ne găseam acolo, ascultam muzică faină, dar e un spațiu, un loc care predispune la prietenie, la comuniune, nu știu cum să spun. Noi pe una dintre ideile când am pornit tabăra a fost exact această idee de a ne regăsi mai mulți oameni interesați de aceleași subiecte, interesați de aceleași curiozități, de aceleași întrebări, dacă cine se aseamănă se adună, e proverbul ăsta românesc al nostru. Și a mai fost un motiv pentru care am optat pentru Vama Veche și o nu asumăm recunoscând, a fost și o triere. N-am fi avut neapărat nevoie de niște cursanți care să valorizeze înainte de toate confortul trupesc, adică un spa, un resort de 5 da, stele, da, da. O debandadă din asta bahico-culinară, așa amestecată pe aici, pe acolo, cu câteva elemente de ezoterism, de ocultism sau de cine știe ce altceva, ci pur și simplu contactul cu o simplitate din asta primordială, pentru noi a fost un filtru suficient cât să separe cumva apele și nici noi să nu creăm un orizont de așteptare și să dezamăgim niște oameni care probabil nu s-ar fi regăsit în formula noastră de confort pe care am oferit-o acolo. Și atunci primul pas a fost regăsirea unor locuri în țara noastră unde stricăciunea asta a lăcomiei omenești să nu fi fost atât de bine impregnată. Iar Vama Veche multă vreme a rămas acest refugiu a unor oameni liberi, a unor oameni care preferă să simtă pe gleznă mângâierea mării decât lenjeria de mătase a unui hotel de 5 stele. Dar și Vama s-a schimbat. S-a mai schimbat, tocmai de aceea noi o facem în cursul săptămânii când Vama rămâne aceeași Vama. Da, asta și menționez acest lucru pentru că mulți se întrebau cum de am putea să discutăm și să abordăm temele astea acolo și să avem și liniștea necesară. De asta am și optat, de fapt, dintotdeauna, de când am făcut tabăra la Vama Veche, pentru perioada asta de duminică până vineri, când în general nu prea sunt turiști în Vama Veche și rămâne a noastră, ca să zicem așa. Și rămâne acest spațiu al prieteniei și un spațiu foarte bun pentru a dezvolta idei și pentru a dezvolta cursuri și seminare pe care noi le facem acolo despre autocunoaștere, spiritualitate, istoria religiilor, terapia bolilor spirituale. Sunt multe lucruri pe care le abordăm acolo și fie că suntem pe plajă sau fie că suntem în curtea pensiunii. Astea nefiind suficiente, mie îmi vine în minte o frază foarte interesantă a lui Teofil Gautier care spune: domne, criticul este ca un eunuc. El vede cuplul făcând dragoste, dar neputând să facă la fel, înțelege doar teoretic. Da. E,
noi nu o să facem în taberele noastre doar exerciții intelectuale despre cum ar trebui să ne raportăm la ceva sau la cineva, ci avem și o dimensiune practică foarte simplă. O reîntoarcere la unui firesc al alimentației, la unui firesc al respirației, a unui firesc al expunerii celei mai mari guri ale ființei noastre, care este pielea, la a se hrăni cu cea mai vitală esență, care este soarele. Și tot amestecul acela de sare și de iod din aer, briza aia, vânticelele alea care balează așa de la un vânticel călduț la unul ușor mai răcoros spre dimineață. Și apa, care e cea mai importantă dintre toate. Apa acolo, în care e, apa și soarele. Ne naștem cu toții și fără de care nimic n-ar fi putut fi posibil. Toate se regăsesc acolo. Ăsta este un schelet lăsat de natură pe care noi încă îl putem prezerva, cine știe până când, măcar 5 zile în cursul săptămânii acolo. Și am să te rog, dincolo de aspectul pentru care noi chiar nu avem niciun merit acolo, poate doar acela de a fi descoperit și de a fi pus un steguleț acolo timp de 11 ani, cât să existe o ușoară energie a grupului care vine cu noi la Vama Veche acolo, să vorbim un pic și despre partea asta de teorie. Ca practică o să facem exerciții de respirație, o să facem o anumită practică din medicina tradițională chineză foarte simplă pentru orice fel de vârstă, pentru a ne debloca un pic și pentru a permite fluxului vital, ciului, pranei, energiei, cum vrem să o numim, să se remanifeste în mod firesc și în mod normal cu noi, să devenim din nou conștienți că noi suntem o particică din cosmos și că microcosmosul ăsta numit om este într-o permanentă legătură și dincolo de viața asta trupească cu marele cosmos și cu marele univers. Și după ce ne așezăm prima seară și prima zi în această energie care e cu totul aparte și o să vadă fiecare care n-a mai fost și o să înțeleagă pe propria piele ce spunem acum, dincolo de toate acestea, te rog să faci așa o scurtă trecere revistă a desfășurătorului conținutului acestei tabere de la Vama Veche, repet, care va începe pe data de 4 iulie, duminică, și va ține până vineri 9 iulie, inclusiv vineri noaptea, iar sâmbătă se pleacă deja spre casă. De vineri, cine vrea să plece sâmbătă, dar da, tabăra se închide de vineri. Noi am abordat pe parcursul timpului foarte multe subiecte, lucrurile s-au schimbat, numele taberei în schimb a rămas același, anume tabăra de alchimie spirituală de la Vama Veche sau de la Sfântul Gheorghe, o să vorbim imediat și despre cea de la Sfântul Gheorghe. Deși se numește tabăra de alchimie spirituală, nu trebuie să vă așteptați să veniți fiecare cu câte o bucată de plumb și să o transformați în aur la noi în tabără, nu să fie cazul de așa ceva, ci o să vorbim mai degrabă despre o transformare interioară. Nu noi, nu o să învățăm pe nimeni, noi personal, cum să ajungem la Dumnezeu, ci o să discutăm despre lucrurile astea, despre drumul către Dumnezeu. Cred că cel mai util este fiecare să vorbească cu sine însuși, cu lăuntrul lui, cu sufletul lui și cu duhovnicul lui. Și iar noi ne regăsim sub forma aceasta de prietenie, nu de maestri spirituali, nu de dascăli, ci pur și simplu de prieteni care stau la o cană de ceai sau la o cană de cafea sau la un suc sau la ce vreți dumneavoastră și discutăm despre universul ăsta atât de complex al firii noastre. Că e vorba de autocunoaștere, că e vorba de terapia bolilor spirituale, că e vorba de cursul de alchimie, că e vorba de cursul de arhetipuri, că e vorba de... Tu mai abordezi și noțiuni care țin de manipulare și care țin și de contextul lumii ăsteia din punct de vedere psihologic și sociopsihologic în care noi ne aflăm și în care gravităm. Avem multe subiecte pe care le abordăm, ar fi și mistică și metafizică, mistică creștin-ortodoxă, despre energiile necreate, despre îngeri, despre angelologie. Trebuie să spunem de la început, ca să nu se creeze o anumită confuzie și un orizont fals de așteptare, că și noi, apucându-ne de mulți ani de căutarea sinelui, am trecut
și pe niște terenuri sau pe deasupra unor terenuri foarte periculoase și am căzut și noi de foarte multe ori în ceea ce noi numim capcana spirituală sau capcana ezoterică. Faptul că viața sau Dumnezeu ne-a împins pe fiecare dintre noi în timp diferit, ce-i drept, către teologie, fie că e vorba de un doctorat, fie că e vorba chiar de terminarea, absolvirea Facultății de Teologie a Universității București, unde tu ești în anul 4, ne-au ajutat cam în ultimii 3-4 ani de când ne-am înrădăcinat și noi în viața duhovnicească mai adevărat, în momentul în care ne-am redescoperit setea și bucuria de a-L regăsi pe Iisus Hristos în cuvintele simple, în viața simplă, în trăirea asta firească, autentică, naturală a omului, ne-au schimbat și nouă percepția și vrem să împărtășim cu voi ceva prin care noi am trecut timp de mulți ani de zile. Noi numim asta cărarea rătăcitoare pentru că am fost atât de aproape de spiritualitatea cea adevărată, dar am mers în paralel cu ea, iar faptul că o adevărată trăire și viață duhovnicească ne-a primit și pe noi în sânul mănăstirii de la Oașa, în sânul altor mănăstiri din această țară, întreaga noastră căutare a lui Hristos, care este Mesia lumii, ne-a oferit această posibilitate de a ne întâlni cu niște oameni extraordinari de la care am învățat foarte multe. Am început să ne reașezăm, să ne recalibrăm pe cărarea îngustă a iubirii și a adevărului. Și asta încercăm cumva să aducem în discuție în tabăra de spiritualitate de la Vama Veche, fără să judecăm pe nimeni, fără să condamnăm pe nimeni, fără să avem păreri preconcepute sau fără să fim fundamentaliști sau dogmatici ortodoxi, Doamne iartă-mă, nu, ci pur și simplu ca într-o spovedanie, trecând prin niște experiențe, spovedania noastră, adică noastră către voi, da, trecând prin anumite experiențe care ne-au marcat într-un fel sau altul, să vă putem ajuta și pe voi măcar să știți că drumul ăsta care merge ascendent așa spre rai este pavat cu mulți bolovani și cu multe pietre ascuțite, iar drumul spre iad este pavat cu cele mai bune intenții și este foarte ușor de parcurs. Aici cred că e importantă sau lecția pe care încercăm și noi să o redăm vouă, pentru că nu e a noastră, am primit-o și noi de la altcineva, tocmai asta este, că pe cărarea către adevăr ajung puțin pentru că este foarte anevoioasă și nu e anevoioasă în sine, ci este anevoioasă pentru că noi o facem anevoioasă, pentru că nu este o cărare în afara noastră, asta este o cărare în interiorul nostru, în propria noastră inimă, în centrul sufletului nostru. E cel mai greu drum de parcurs, nu e drumul din afară, este drumul din lăuntru. Iar pe drumul ăsta din lăuntru, mintea ne poate juca niște feste extraordinare și noi să avem senzația că l-am atins pe Dumnezeu și să fim în mijlocul iadului. Da, am numit-o acest seminar, să-i spun așa, l-am numit Capcanele Practicilor Oculte, pentru că există foarte multe capcane și practicile oculte în sine sunt de fapt o capcană pe drumul spiritualității. Toate, vedeți, toate sunt, toate tipurile de spiritualitate care se întâlnesc acum în lume oferă aceleași lucruri. De ce? Pentru că noi toți dorim aceleași lucruri, adică armonie, echilibru, bucurie, dragoste, credință, sănătate trupească, psihică, sufletească și așa mai departe. Deci cam toate vorbesc despre aceleași lucruri. Și practicile întunecate vorbesc tot despre același lucru. Ele vin și oferă la fel acele. Și atunci care e diferența totuși între una și alta? E important oare adevărul sau tot ceea ce este în lume asta este un adevăr cu mai multe fețe sau există un singur adevăr? Sunt niște întrebări. Oare cum ne-am născut? Oare care e sensul nostru? Care e menirea noastră pe pământ? Oare există un Dumnezeu adevărat sau toate formele de credință sunt de fapt niște Dumnezei și de fapt toate la oaltă îl arată pe cel unu? Sunt multe întrebări. Multe întrebări care își pot găsi răspunsul fie într-o capcană sau își pot găsi răspunsul în adevăr. Sunt foarte importante pentru că
Dacă toți privim soarele, avem un singur soare în fața ochilor. Nu sunt mai mulți sori, nu comportă culori diferite de la un ochi la altul. Adică nu putem să spunem că unul vede albastru, altul negru, altul roșu și altul galben. Toți îl vedem la fel. Este clar că adevărul este unul. Și e foarte important să înțelegem că zona asta de spiritualitate este un univers întreg. Un univers pe care de obicei noi nu-l cunoaștem. Noi dăm cu nasul de el, habar n-avem niciun fel de concept, niciun fel de idee, niciun fel de absolut nimic. Și din dorința de a-L cunoaște pe Dumnezeu, e adevărat, dintr-o dorință de a mă cunoaște și pe mine însumi, din dorința de a cunoaște mai mult decât este lumea asta, ne aruncăm cu ochii oriunde se arată un iz de spiritualitate. Și acest lucru poate face foarte rău vieții noastre lăuntrice. Și nouă, dar și celor din jurul nostru. Deci e foarte importantă, în general, vedeți și informația. Dacă ne apucăm să citim o carte, în momentul în care lecturezi, e foarte importantă cartea, calitatea acelei cărți. E foarte importantă calitatea muzicii. A spune toți, bineînțeles, nu oricine poate asculta orice, dar e foarte corect. Dar sunt studii care arată foarte clar impactul unui anumit gen de muzică asupra unor plante și impactul acelui gen de muzică asupra acelorași plante. Deci sunt muzici diferite care afectează în chip diferit structura biologică, să spunem așa. E, la fel se întâmplă nu numai cu muzica, la fel se întâmplă și cu cartea, pentru că fiecare carte are în spate o muză, nu? Fiecare autor se inspiră de undeva. E foarte important duhul din care se inspiră autorul respectiv. Pentru că duhul ăla mai departe se transmite nouă, informația acelei cărți intră în mintea noastră. Părintele Arsenie Boc avea o vorbă foarte bună și spunea: în mintea strâmbă și lucru drept se strâmbă. Oricine poate să spună lucrul ăsta. Chiar și un om care are mintea strâmbă poate să spună același lucru. Dar important e să înțelegem ce înseamnă mintea dreaptă, de unde se îndreaptă mintea, de unde se restaurează mintea, de unde se reclădește mintea. Pentru că mintea trebuie reclădită, să-i spun așa, zidită pe un adevăr. Iar adevărul este unul care este revelat în întreaga umanitate de 2000 de ani. Deci e foarte important, mi-am dat seama împreună cu Oreste pe parcursul acestor 11-12 ani de cursuri și de tabere și de conferințe. Aproape 14, că ne-am apucat în 2007. Aproape 14. Și am trecut cu sete și noi doi prin toate astea la oaltă, prin toate sincretismele posibile și prin toate practicile posibile și imposibile, și slavă Domnului ne-am întors acasă, pentru că există un loc pe care sufletul îl recunoaște imediat ca fiind acasă. E, ca să nu mai lungesc povestea mult despre acest lucru și nici să vând dinainte lucrurile pe care le vom vorbi acolo în complexitate, o să abordăm multe lucruri care vă interesează, curiozități, întrebări, nelămuriri, frământări și așa mai departe. O să încercăm să găsim o punte de dialog pe treaba asta. O să abordăm, bineînțeles, versus adevăr, versus spiritualitatea autentică, tot ce ține de practicile de magie, de ocultism, practice ezoterice, despre ideologii, despre astrologia, numerologie, despre multe altele, în comparație cu lucrurile care sunt ziditoare pentru viață. De ce? O să ne dăm seama că de cele mai multe ori simplitatea salvează viața, nu complexitatea. Cu cât mintea intră în lucruri din ce în ce mai complexe, cu atât lucrurile aici încep să se deformeze. Și aici să prindem tâlcul unei vorbe foarte frumoase al lui Cusanus, un teolog german din Evul Mediu, care spune: domne, omul nu-l poate înțelege pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu e simplu, iar omul este complicat. Pentru cei care doresc mai mult decât regăsirea noastră de la vama veche, ci reîntoarcerea cu adevărat, și dați-mi voie să pun ghilimelele de rigoare, la Africa primordială care se află pe teritoriul României, avem propunerea asta, care nu e mai extremă din punctul ăsta de vedere, dar este, pentru că ne permite locul de la Sfântul Gheorghe din Delta Dunării, este o reîntoarcere chiar la un tip de a viețui împreună într-un camping de căsuțe cu acoperiș de stuf, de căsuțe atât de mici încât acolo încape o singură persoană. E aproape ca un fel de sumă de chilii
într-un mediu absolut fantastic, într-un camping aproape sălbatic, dintr-una dintre cele mai frumoase regiuni și cele mai libere locuri Delta Dunării, din Delta rămâne Dunării, o zonă virgină acolo și... unde caii sunt liberi și merg alături de celelalte vite pe plajă, peste tot, unde oamenii au acel zvâc, acea bucurie lăuntrică care te ajută să fredonezi aproape toată ziua și să ai un fel de ritm de ăsta, nu știu dacă e de samba la noi în Delta Dunării, dar e un ritm, e un dans al corpului pe care îl regăsim doar în lumea simplă. Mai degrabă o stare de relaxare, e o stare de relaxare pe care o poți atinge. E acolo. O liniște acolo. Este o liniște asurzitoare pentru ochiul orășean, pentru urechea, iertați-mă, orășeanului obișnuit cu toată poluarea asta fonică din jur. Esența și conținutul cursurilor noastre e din aceeași familie, adică nu da, venim este... și vă spune la Vama Veche niște lucruri pe care le demontăm și le reconstruim în altă parte. Este de fapt chiar o prelungire a lucrurilor pe care le vorbim la Vama Veche, pentru că în Delta Dunării tabăra se desfășoară pe parcursul a 8 zile, de duminică până duminică. Cu alte cuvinte, avem și mai mult timp să discutăm, să citim din textele apocrife, din texte sapiențiale foarte importante, din înțelepciunea acestei lumi, despre istoria religiilor, despre toate lucrurile pe care le-am discutat și mai devreme. Și în același timp, fiecare călătorie prin canalele alea superbe din raiul ăsta cu care ne-a înzestrat Dumnezeu în Delta Dunării, întâlnirea cu localnicii și pur și simplu acea comuniune din jurul unui blid de mâncare făcut cu dragoste, da, astea da. Au în sine un efect terapeutic imens. Dincolo de ceea ce putem dobândi intelectual vorbind, ca și cunoaștere, ca și zonă de orientare sau de ghidaj spiritual din partea asta teoretică, dincolo de toate acestea, unde încercăm și noi din lumina celor 14 ani de experiență să venim cu ceva consistent și cu ceva care să fie cu adevărat util și roditor pe mai târziu în vieții de fiecăruia dintre voi, e locul. Iar locul ăla pe care îl vom respira împreună este un loc vindecător. Și e important să spunem că e un loc ideal și pentru cei mari și pentru cei mici. În tabăra din Delta Dunării am avut găști de copii în fiecare an. De la care am învățat enorm de multe lucruri. Așa că veniți cu copiii ca să mai învățăm și noi câte ceva util. E un loc ideal și pentru copii, mai ales că, trebuie să spunem, poate nu mulți au fost la Sfântul Gheorghe, acolo se împlătește într-un chip armonios, așa și Delta și Marea, avem și Mare și în Mare... E locul unde chiar se varsă Dunărea Mare. Da, un loc foarte frumos și Marea este... foarte sigură pentru copilași, pentru că vreo 200-300 de metri în apă se merge cu apa până la genunchi, maxim până la genunchi, deci apa mică, așa că e un loc sigur pentru bălăceala copiilor. Dar pe de altă parte este, din ce studiase mai demult despre, citise mai demult despre plaja din Sfântul Gheorghe, că ar fi singura plajă sălbatică care a mai rămas în Europa. Încă, da. Este un loc superb, trebuie să veniți și să vedeți. Degeaba, din cuvinte nu se poate transmite bucuria acelui da, și loc, frânturi de rai. Vă fac o mărturisire, am ajuns și mulțumesc lui Dumnezeu anul trecut în Zanzibar, în Africa, și abia acolo am realizat că eu am avut tot timpul acea Africă minunată pe care am redescoperit-o prin prisma cele din Delta Dunării, pentru că e exact același tip de casă, același tip de energie, același tip de simplitate, acea bucurie extraordinară a oamenilor de a cunoaște alți oameni, acea împrietenire spontană, specifică doar copiilor, acea lume în care nu mai contează masca socială, în care n-are nicio importanță dacă ești îmbrăcat bine sau ești îmbrăcat prost, dacă ai telefon de ultimă generație sau n-ai deloc telefon, în care nu contează aspectul exterior al ființei mai mult decât cel interior. Și asta e ca în Coelho, în Alchimistul, adică trebuie să ajungi la capătul lumii ca să-ți dai seama că ceea ce te-a impresionat și ai căutat acolo, tu aveai foarte aproape de tine. Și atunci noi avem, când spun Africa noastră, mă refer la leagărul primordial, că e limpede pentru toată lumea. Acum nu, aici nu mai suntem în zona de incertitudine, avem chiar certitudini științifice. Suntem cu toții aceeași umanitate, iar originea noastră, și asta se vede vara când ne și bronzăm, este de acolo, de undeva, în centrul lumii, care este Africa. E, Africa înseamnă acasă.
ca să înțelegem de ce mă refer eu la Africa noastră, e acasă. Cei care ajung în Africa toți spun, bă, m-am simțit ca acasă, aia e mama Africa, că nu degeaba să ne... Hey, noi avem pe mama Africa, o avem la noi. Delta Dunării așa arată... Așa că nu e voie să vă duceți în Zanzibar. Arată și ți-o oferă, da, arată și ți-o oferă, exact ce îți poate oferi un Zanzibar la 13.000 de kilometri distanță. Pe de altă parte, la Sfântul Gheorghe, în campingul în care stăm, trebuie să spunem că suntem cazați la Green Dolphin. Acolo este și un cinema în aer liber, un cinema uriaș, și seara de seară vizionăm împreună filme, organizăm o excursie foarte frumoasă cu bărcile pe canalele Dunării, iar anul ăsta, în fiecare an, excursiile sunt diferite, anul ăsta avem o excursie surpriză, nu o să vă spun aici, deja este organizată. Știm pe unde o să, ce puncte o să atingem și cam ce o să vedem și cam și ce o să mâncăm, pentru că acolo mesele tradiționale sunt delicioase. Încercăm să închegăm așa o tabără mai degrabă a prieteniei. Spuneam într-un interviu pe care l-am dat acum puțin timp că dacă ne-am privit din afară în timpul cursurilor și a seminarilor, am părea puțin așa ca un fel de clubul spiritualiștilor anonimi. Așa ar părea din afară. Pentru că încercăm acolo să legăm o prietenie cu toți și să abordăm cu bucurie subiectele care ne interesează într-un spațiu cât se poate de prietenesc. Adică e o tabără relaxată, nu e o tabără cu iz sectar în care ne devenim, cum să spun, fundamentaliști. Te rog să spui și idee, perioada în care pe o idee se va desfășura, da, tabăra. Perioada este între 11 și 18 iulie 2021, de duminică până duminică. Toate informațiile pe care le-am discutat până acum, informațiile despre tabere le găsiți pe www.ordo, de la Oreste și Doru, că mulți se întrebau de unde vine acest ciudat Ordo. Înseamnă Oreste și Doru. Bine, deci, în latină mai înseamnă și ordine, înseamnă, dar nu la asta ne-am referit. Da. Și bucurie că înseamnă și ordine, pentru că discutăm în tabere și despre ceea ce înseamnă ordine în viața noastră, în viața lăuntrică, și despre liniștire și despre perioadele necesare de recalibrare, de revenire la sine și așa mai departe. Deci pe www.ordo.ro acolo găsiți detaliile despre tabere, rezervările și înscrierile și toate informațiile pe care le doriți despre tabere. Iar pentru finalul acestui podcast pe care l-am făcut astăzi, o să vorbim un pic și despre ceea ce înseamnă tabăra de spiritualitate din iarnă, de undeva de la Sinaia, de la mare la munte. E și aici un sens, măcar ca și schimbat așa a energiei și a aerului, se schimbă cumva, nu, și programa taberei, fiind, da, într-un alt context în care petrece mai mult timp în spațiu închis decât în spațiu deschis, pentru că iarna la munte e destul de frig, dacă nu ninge sau nu e zăpadă, să ne putem bucura de toate de la, minunățile de astea. La 1 decembrie cursurile ninge. Și cele din vară le facem mai mult în aer liber, evident că pentru asta mergem acolo. Aici o să stăm într-un hotel, o să fie un pic mai modern și mai confortabil din acest punct de vedere, și tocmai de aceea, neavând neapărat o zonă de adresabilitate către spiritualitate, ci mai degrabă de a înțelege, după ce înțelegem în taberele din vară, calea asta lăuntrică și îngustă a căutării sinelui profund și a adevărului, adică a Duhului lui Dumnezeu, tabăra din iarnă am destinat-o înțelegerii și cunoașterii Duhului Lumii, acel Duh cu care împărțim până la urmă sensul existenței noastre. Nu întâmplător Hristos spune că a venit să învingă Duhul Lumii și să ne ofere și nouă posibilitatea de a o face. Pentru că dacă rămânem în Duhul Lumii, ne îngropăm odată cu lumea, dar dacă în timpul acestei vieți ne întovărășim cu adevărat cu adevărul, cu viața care este Iisus Hristos, adică ne mutăm la Duhul lui Dumnezeu, înviem odată cu Hristos, nu mai murim odată cu lumea. Iar tabăra de la Sinaia din această iarnă se va ocupa foarte mult de tot ceea ce reprezintă arsenalul acestui duh al lumii, care se numește tabăra Top Secret. I-am pus de manipulare, numele ăsta tocmai pentru că vorbim despre de dezinformare, de agresiuni
informaționale, psihologice, de jocurile astea geopolitice între ideologiile care și-au împărțit lumea cu mult timp în urmă, despre tot ce ține de spectrul ăsta conspirativo-destructiv, ca să avem până la urmă... Și despre această perioadă a apocalipsurilor, pentru că este o perioadă a apocalipsurilor de 100 de ani încoace, numai într-o apocalipsă. Acolo să vorbim și despre anumite societăți inițiatice și despre o anumită lumină rece față de lumina caldă a adevărului și o lumină rece a manipulării, adică a unui adevăr parțial. Noi, din păcate, până ne vom închide capacul de la sicriu și pe crucea fiecăruia dintre noi va scrie un simplu nume, că noi asta suntem pe pământ, nu suntem nici diplomați, nici actori, nici teologi, nici miniștri, suntem un nume acolo pus pe cruce, dincolo de numele ăsta poate fi chiar o ființă, ființă înviată de Iisus Hristos, dar pentru asta trebuie să credem cu toată ființa noastră în Tatăl nostru și să ne iubim aproapele ca pe sine însuși. Și atunci, de la un simplu nume pe cruce, vorbim de o ființă care se află într-o lume vie. Dar noi așa ne-am gândit de-a lungul celor 14 ani, să acoperim cele două dimensiuni ale acestui război nevăzut între Duhul adevărului, Duhul lui Dumnezeu și Duhul lumii, care este un duh parțial adevărat. Duhul lumii nu e un duh mincinos, doar diavolul e mincinos, omul nu e mincinos, dar el este parțial adevărat. E dar ca nechezul. Poate ajunge un mare mincinos. Poate ajunge un mare mincinos sau poate ajunge un mare rostitor de adevăr. Acolo el alege. Dar așa cum e peste tot, noi suntem o construcție foarte complexă și foarte interesantă. Jumătate din viață ne parcurgem cu ochii deschiși, cealaltă jumătate din viață ne parcurgem cu ochii închiși când dormim și visăm. Nu ne putem da seama foarte bine care este adevărul. Adevărul este cel doar al simțurilor sau este adevărul nostru lăuntric. Și atunci, între adevăr și schizofrenie, există foarte multe aspecte care par comune și care ne pot încurca și până la urmă putem alege cu adevărat liber, adică putem să spunem da și nu când dorim noi, dar în cunoștință de cauză. Și pentru asta noi am creat acest traseu de la Duhul adevărului pe care încercăm să-l cuprindem și să-l simțim mai degrabă decât să-l înțelegem mental, în Vama Veche și la Sfântul Gheorghe, după care să pur și simplu așa ca niște cercetași să încercăm să vedem și arsenalul Duhului Lumii și până la urmă între seducția Duhului Lumii și promisiunea simplă a mântuirii se află toată existența noastră. Încercăm deci să dăm așa cu, să avem un rost. Iar iartă-mă că te rog, am uitat să spun, tabăra din iarnă va începe pe data de 1 decembrie sau în preajma zilei de 1 decembrie, că sunt și zilele acelea libere în care ne putem petrece măcar 3-4 nopți împreună. Da, o vom anunța pe www.ordo.ro la momentul respectiv. Deci taberele noastre sunt un rost de a unge balamalele sufletului, de a ne da întâlnire cu noi înșine. Am spus acest lucru, dă-ți întâlnire cu tine însuți. E foarte important să ai măcar o perioadă, două, cât mai multe pe parcursul unui an, dacă nu măcar o perioadă pe parcursul unui an, în care să-ți dai întâlnire cu tine însuți, cu sufletul tău, cu mintea ta, cu trupul tău, cu lucrurile adevărate dinăuntru tău, să dai la o parte toate lucrurile care vin și acoperă starea ta de bine, adevărul propriu, și să revii la o stare de bine. Încercăm cumva și noi să revenim la acea stare cât suntem cu voi în tabere și să facem taberele astea pe placul și pe bucuria noastră a tuturora. Deci o bucurie astea are întâlnirii. Astea fiind spuse, dragii mei, dragii noștri, vă mulțumim foarte mult pentru timpul acordat și dacă ne îngăduie Dumnezeu să ne regăsim cu bine, fie în vamă, fie în deltă, fie la munte, fie în toate trei, cum ni se așează și nouă și vouă de la cel care le ordonează pe toate. Să aveți o zi minunată în continuare. Numai bine! Ciao!